De la începutul anului curent, în domeniul sănătății vor fi efectuate reforme care vor începe din 2014 și vor dura până în 2020. În cadrul acestor reforme vor fi create noi servicii ce vor fi implementate. În cadrul acestor reforme, nouă spitale vor fi regionalizate și dotate cu utilaje performante. Mai multe detalii aflați în reportajul ce urmează. Aceste centre spitalicești vor fi câte 3 în fiecare zonă a Republicii Moldova. Potrivit oficialilor, în urma reformelor în sănătate, în regiunea de nord a țării vor fi create 3 centre, în orașele Edineț, Soroca și Bălți. Clodirenii vor avea posibilitatea să plece pentru tratarea bolilor grave în municipiul Bălți. Potrivit administrației Spitalului Raional, de la începutul acestui an, fiecare cetățean își poate alege spitalul unde dorește să se trateze. Pe teritoriul Republicii Moldova vor fi create 8 sau 9 zone în care vor fi deschise, modernizate spitale de cel mai înalt nivel, de nivel european, astfel că dacă să luăm raionul Godene, asta va fi undeva în regiunea orașului Bălți, un spital regional, un spital care va fi dotat la fel ca spitalele din Chișinău, Spitalul Clinic Republican sau Centrul Diagnostic. Beneficiul ar fi că populația raionului Glodeni nu va mai trebui pentru investigații sofisticate să plece la Chișinău, dar va pleca la Bălți. Vor fi toate aparatele, aparatajul va fi totul la Bălți, așa că ei vor fi investigați la Bălți. Ceea ce privește de tratament, vor fi deschise săli de operații moderne, care e clar că în operații mai complicate în raion nu pot fi efectuate. Până acum aceste operații se făceau numai în Chișinău, dar pe viitor se prevede că ele să fie respectiv efectuate și în regiunea Bălți, regiunea, spunem așa, de asistență medicală Bălți. Intervievați, oamenii susțin această idee, deoarece bolnavii nu vor mai fi nevoiți să cheltuie sume mari de bani pentru a se transporta la Chișinău. Ar fi bine. De da, da. Păi, mai aproape, nu ne costă drumul și scump. Pe pensia noastră, care o avem mică, nu avem posibilitate nici întâi la Chișinău. Ar fi bine, până așa. De ce? Pentru că nu știu, bă, multe pe drum, e timp, în primul rând. Dar a doua, ar fi normal că ești pe loc. Va fi accesibil un nivel mai performant de asistență medicală pentru oricare pacient, pentru cel de la sat, de exemplu. Poți să meargă să spitalizeze și la Bălți. Într-un fel, e benefic. Menționăm că cetățenii raionului Glodeni vor putea să se trateze în centrul spitalecesc din municipiul Bălți. Aici vor mai avea posibilitatea să se trateze și locuitorii ai raionilor Florești, Râșcani, Drochea și Sângerei.